Suntem în continuare în această distribuție și revenim spectaculos cu analiza dosarului răpirii și a valizei cu bani dispărute. Ce ascunde Coldea? Cine a scenat răpirea doar ca să ia banii și care este implicarea generalului Negru? Morți suspecte în jurul lui Coldea și dispariții misterioase. Detalii în caruselul banilor din șpânci. Ucis, băgat în sac și aruncat în lac. Este vorba despre un afacerist extrem de important pentru regimul la vremea respectivă. Discutăm și despre investitorul care i s-a scenat sinuciderea, s-a zdrobit pur și simplu de copac după ce își anunțase venirea acasă. Iar nevasta afaceristului dezvăluie totul în această seară. Și nu în ultimul rând, după ani și ani, doamnelor și domnilor, aproximativ 20, o nouă dispută Băsescu-Năstase. Coldea i-a parat din pământul și Coldea i-a și încăierat după 20 de ani. Breaking news. Legenda spune că Florian Coldea ar fi fost remarcat de președintele Traian Băsescu în timpul crizei ziariștilor răpiți în Irak. Prestația sa în celula de criză propunându-l în vârful SRI. În realitate, Coldea nu a participat la operațiunea de căutare și de eliberare efectivă a jurnaliștilor răpiți, ci a fost implicat doar în operațiunea de răscumpărare, referitor la care a avut misiunea de a efectua transportul banilor de la București la Bagdad. Iar cea mai mare problemă este că suma alocată pentru răscumpărarea jurnaliștilor răpiți, pentru care generalul a fost ridicat în slăvi, a fost de două ori mai mare decât cea vehiculată inițial. Și totuși, unde au dispărut banii? Poate ne spune domnul Coldea. La fel cum poate ne spune și ce s-a întâmplat cu Codruț Marta. Afacerea Haisam Irak sau răpirea din Irak. Protagoniști au fost trei jurnaliști români, Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Hanesian, care au fost răpiți în Bagdad, capitala Irakului, într-o operațiune pusă în scenă de multimilionarul Omar Haisam. Împreună cu cei trei jurnaliști a fost luat ostatic și Mohammad Munaf, cetățean american de origine irakiană, care se oferise să fie ghidul românilor pe durata deplasării jurnalistice. La acea vreme, generalul Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, ar fi luat parte la operațiunea de eliberare a ziariștilor români. În realitate, Coldea nu a participat la operațiunile de căutare și de eliberare efectivă a jurnaliștilor, ci a fost implicat doar în operațiunea de răscumpărare, având misiunea de a efectua transportul banilor de la București la Bagdad. Nici acum nu se știe unde au ajuns toți banii. De implicarea în operațiunea de răscumpărare a jurnaliștilor răpiți în Irak se leagă prima acuzație de corupție la adresa lui Florian Coldea. La adresa sa au fost lansate acuzații de deturnare de fonduri, imputându-i se că ar fi predat pentru răscumpărare doar 9 milioane din suma de 13 milioane de euro care ar fi fost alocată de către statul român. Ce declarați, domnule Haisam? De unde ați fost adus? Ați fost adus din Siria? De unde ați fost adus? Din ce țară? Când veți spune adevărul despre fuga dumneavoastră? Ce adevărul trebuie să spune? Acuzația privind delapidarea sumei de 4 milioane de euro din banii alocați pentru răscumpărarea jurnaliștilor a fost susținută și de fostul procuror șef adjunct al DIICOT, Ciprian Năstasiu, în cartea sa. Sunt mai multe scenarii, nu-i singurul care l-am auzit cu privire la această sumă. Suma este și mai mare. Singurii care ar putea să dea un răspuns clar și să lămurească pentru totdeauna această problemă sunt cei care au făcut parte din celula de criză. Dacă au fost date sumele de bani și dacă au lipsit din aceste sume de bani. Și nu este singura afacere care l-a îmbogățit pe Florian Coldea. Potrivit bănățeanul.ro, pe vremea când era adjunctul SRI, generalul a preluat controlul ANAF, totul cu ajutorul lui Sorin Blejnar, dar mai ales cu ajutorul lui Codruț Marta, mâna dreaptă a șefului ANAF, care a dispărut fără urmă. Conform sursei citate, Coldea a plantat oameni în interiorul ANAF-ului cu ajutorul cărora urmărea traseul banilor diversilor oameni de afaceri și așa strângea material pentru șantaj. Pionul
Omul principal al lui Colde era însă Codruț Marta, cu acordul lui Sorin Blejnar, scrie Bănățeanul.ro. Acesta din urmă pusese la punct diverse scheme, prin care îi scutea de plăți importante din taxe și accize pe oamenii de afaceri care erau dispuși să colaboreze. Mai exact, prin schema pusă la punct de Codruț Marta, li se permitea să importe benzină și motorină fără să plătească accizele. Prejudiciul astfel creat este unul imens pentru statul român. Oamenii de afaceri se îmbogățeau și mai mult, dar dădeau și partea. Conform sursei citate, din recunoștință pentru Coldea, mergeau chiar până într-acolo, încât îl plimbau pe fostul adjunct SRI prin magazinele cu haine scumpe, de fițe, și îi cumpărau acestuia tot ce își dorea. Coldea l-a îmbogățit și pe Codruț Marta, conform Bănățeanul.ro. Mâna dreaptă a șefului ANAF se plimba în vacanțe exotice și lua masa cu grupul de la Monaco, ceea ce este imposibil pentru alți bugetari care muncesc cinstit. De altfel, Marta era mereu însoțit de soția sa, Andreea Marta, care, conform sursei citate, încerca să plaseze domnișoare din rețeaua de prostituție pe care o conducea. După întreaga poveste, Codruț Marta a fost de negăsit. La 12 ani de la dispariția omului mafiei evazioniste, povestea rămâne un mister mai ceva decât în seria Dosarele X. Anchetatorii au scormonit pădurea, groapa de gunoi, au distrus gazonul unui stadion și au ajuns să-l caute pe Codruț Marta inclusiv în mormintele din cimitir. Doar că statul pare că e mare amator de filme polițiste, motiv pentru care a refuzat de fiecare dată să-l declare mort pe Codruț Marta, deși ar exista indicii că omul mafiei nu ar mai fi în viață. Care sunt ele, nu le-au spus, dar surse din anchetă au devoalat o adevărată telenovelă. DNA a renunțat la dosar după săpăturile inutile făcute în cimitirul din Pipera, unde au sperat să găsească osemintele lui Marta. Cert este că, potrivit tuturor martorilor din dosar, ultimul care l-ar fi văzut în viață pe fostul șef de cabinet al lui Blejnar ar fi fost Ilan Schwarzenberg, iar Marta ar fi fost otrăvit cu ciorbă în casa afaceristului. Ulterior, amicii lui Ilan i-ar fi plimbat telefonul prin oraș și ar fi dat mesaje cunoscuților. Pe 21 mai, în urmă cu 12 ani, ar fi fost văzut ultima dată în viață. Și de atunci, cadavrul său ar zăcea pe fundul lacului Snagov, mai nou. Norica, Nicolae. Mai ești cu noi? Da, sunt cu voi. Eu știu că, în general, în jurul șefilor de servicii, mai ales a executivilor, să țes tot soiul de legende și tot. Dar nu ți se pare că la noi, în toate, bagă capul Coldea în poză? Sau nu știu, poate îl persecutăm noi și îl bănuim pe nedrept. Nu știu ce faceți voi. Voi cred că lucrați cu materialele pe care le găsiți în surse deschise, da? Asta văd eu. Și sursele deschise, dacă ai puțin cap, îți pot spune multe. Ceea ce pot să spun eu este că răpirea din Irak a consacrat niște oameni. Pe domnul Coldea, cred că l-am prietenit cu serviciile franceze, că ați uitat că în poza aceea apărea și jurnalista franceză Florence Obernat, da, care a fost eliberată în aceeași perioadă, deci eu aș fi curioasă să vă știu care e contribuția francezilor la toată chestia asta, că despre prietenia dintre domnul Coldea și francezi și nu numai știm foarte bine. Bine, ea e vizibilă în toată activitatea. Domnul Băsescu i-a creat așa o mare aură de mare eliberator. Chestiunea foarte delicată, care poate căpăta niște aspecte deloc plăcute, aproape de infracțiune, este această informație, afirmație, pentru că nu cred că a verificat-o cineva vreodată, că s-ar fi dat în partea teroriștilor. Și e domnul Dobrițoi acolo, care știe foarte clar că regula este să nu dai bani teroriștilor, să găsești alte mijloace, pentru că banii pe care îi oferi tu ca stat unei grupări teroriste pot fi folosite la comiterea altor acte teroriste. Și marea practica în general în astfel de situații este să nu oferi și să folosești toate mijloacele de inteligență pentru chestiunea asta. Că asta ar fi și cumva infracțiune. Cert este însă că s-a mai întâmplat ceva atunci, în beneficiu domnului Băsescu, i-a permis să scrie
trebuie să schimbe tot leadership-ul de la serviciile de informații, inclusiv procurorul general. Știu sigur că am citit și am urmărit presa a vremii. Operațiunea a fost realizată de Daniel Dragomir, nu de domnul Coldea. Probabil domnul Coldea avea o funcție prea mică la momentul ăla. Nici Dragomir nu avea o funcție foarte mare. Dar constat că domnul Haisam nu știu pentru ce stă în închisoare. Pentru că... pentru terorism. E n-am foarte înțeles. Greu de înțeles. Și doi, mai știu că doctorul Iasim, cum îi spunea domnul Băsescu, prea cinstitul doctor Iasim, nu mai știe nimeni de el, dar a rămas cu ceva avere de la Omar Haisam. Moștenitorul legitim al averii Omar Haisam, ca să citesc din clasici în viață. Să nu, beneficiarul legitim al averii lui Omar Haisam. Așa zicea domnul președinte, pe vremea când împărățea țara. Eu când văd imaginea asta cu ziariștii, jur cam aceeași relație ca și imagină cu Nea Petrică și Mircea Dinescu a Revoluției. Adică mă gândesc, bă, totuși așa de tâmpiți am putut fi da. Cu popor. Să acceptăm rahaturile astea de butaforii. Ne întrebăm unde au dispărut. Da, dar vorba lui Mânărica, s-au petrecut niște prefaceri după momentul respectiv. Și nu numai atât. Băsescu și-a jucat un rol de lider salvator. Al lumii libere. Salvator, al lumii libere, exact. Dar ziceam... Deci, cadrul un film american de... scenariu american de... Ne întrebăm unde sunt banii ăia, că au fost 7, 19, 14, Jean Cote. Știți cine se mai întreabă unde sunt banii dați lui Coldea? Ăia de la CIA. Și ăia i-au fraierit și pe ăia. Că el a beneficiat și... poți să-i arzi la bani pe ăia americani și să... și de cașcaval, dat pentru operațiuni corecte, că nu tot... nu poți să faci transferul de bani când vrei să faci niște chestii speciale, în coordonare, așa, între servicii. Adică și acolo sunt mari suspicii. Auzi, da, apropo că tu spui asta cu butaforia și cu tot. Eu am... trebuie. Mă mai aud tot de mască încă o dată. Eu sunt prietenul tuturor penalilor din țara asta, foști, actuali și viitori. Deci plecând de la aceasta, recunosc merit că cunosc și pe Codruz Marta, sau mă rog, l-am cunoscut, că nu știu care e starea lui de agregare actuală, și faimosul grup de la Monaco și ce vreți dumneavoastră. Nu e voi, nu vă puneți o întrebare. De ce nimeni nu-și pune nicio întrebare? Ce dracu s-a întâmplat cu Marta? Marta, deci Marta în acte, dacă nu mă înșel, e tot viu. Dacă... și în zilele noastre. Deși la lege mai... zice că odată trebuie să te declare, nu știu, după 3 ani de zile aproximativ. Nu, Marta, am înțeles că la 5 definitiva. Am înțeles că poți la prima tură, dacă nu vine după un an și ceva sau doi, nu mai știu. Întâi te declară aproximativ mort și dacă până la 5 ani de zile nu mai apar de tot, te declară mort. În schimb, la noi în țară, din când în când văd și mă umple de satisfacție și de furie negră măsură știrea potrivit căreia, într-un nou termen de judecată, una dintre nevestele lui Marta a cerut să-l declare mort, în timp ce ailalta a cerut să-l țină viu. Și din nou procesul se amână. Și dacă ambele deci, nu știu, Răzvan, s-a dat până la o decizie? Codruz, e Codruz mort eu sau nu? Eu n-am auzit de o decizie care să-l declare măcar mort. Păi asta spun. Doi, când a dispărut Codruz? În 2012, dacă nu mă înșel, nu? Da. Suntem în Sfântul An 2024, a trecut mama lui 5 ani. Dacă a făcut schimbare de sex, frate, și atunci ambele au dreptate. Codruț Marta e mort, Codruța Marta trăiește. Care e problema? Sub alta identitate. Și a făcut schimbare de sex unde? În Maroc, pe dreapta, unde îl identificați unii la un moment dat. De ce nu ne punem întrebări? Și dumne, stați un pic. Deci Codruț a fost prezentat, mie îmi place. Nu, Blejnar ăla ziceai că e pistol cu apă pe acolo, Codruț făcea tot. Blejnar era și el, dă poză. Și-a făcut un pic pușcăria, s-a mutat în țară, sănătate și drumul, să-i dea Dumnezeu să-și crească copiii fericiți. Da? Deci Marta asta, care era marele creier, se presupune că el a orchestrat toate rambursările de TVA, toate golenii, toate... Dintr-o dată dispare și nimeni n-are nicio pagubă, nimeni nu plânge după bani. Nevestele, una ar vrea mort, una nu-l vrea mort. Și... Condrea are o problemă cu vederea. Stai că ajungem și la Condrea. Este etern stare de adormire. Deci de ce s-au pus lui Marta, dumnezeu, ai spus serios că suntem toți oameni bătrâni trecuți prin viață și tot. Domnul Tuțe, deci lui Marta i s-au pus în spinare niște sume gigantici. Da, doarea, de 60 de milioane una, sute de milioane pe partea alaltă, combustibil, trafic, bani. Tu și la un moment dat, vorba lui Nicușor, a murit americanul. A dispărut Marta și nimeni nu strigă după bani. Nici statul, ăla care se presupune că ar fi fost prejudiciat, nici domnii de la privat care se presupune că fentau statul.
Lucrurile sunt foarte grave și de asta cred că e foarte important ca instituțiile statului să facă ancheta până la capăt, ca adevărul să fie prezentat. Păi dacă nu s-au apucat de ea, domnul Tuță, nici acum. Eu văd că s-au apucat. Au căutat și cu aparate speciale prin pereți, dar nu au găsit așa. L-au căutat pe asta, l-au căutat banii. Când a scos cadavrul bine, e crima perfectă. Tu poți să-ți închipui, apropo de prosteala, apropo de prosteala, nu e. Câți ani a făcut Cioacă fără cadavru? Da, dar la Cioacă a fost un abuz judiciar, l-au declarat mort administrativ. Voi vă puteți închipui. Prin hotărâre judecătorească, după care s-a găsit o instanță care să spună că nu l-a condamnat pentru uciderea Elodie, ci pentru lovituri cauzatoare de moarte. Adică, cum să spun eu, e compunere. Și-a murit mortul. Păi, de unde ești? Dacă tu nu știi cum a murit, când ai găsit cadavru, Elodie, dar din acuzația de zile, ca să vedeți în ce comedie absurdului jucăm toți. Pe soțul primei consiliere prezidențiale, lui Băsescu, la care s-a... Anghelescu. Da. Păi, la măcar l-au găsit în ștreang. Da, da. Dar l-au găsit. Păi, bun, așa și ți-am și Condrea, l-a găsit și pe el, lângă stâlp. Da, că-l vezi imediat pe Condrea. Păi, l-a s-a autosinucit și așa. Dom'le, dacă să vedeți în ce absurd trăim, că, Norica, fac din nou apel la experiența asta. Când au început, într-un mare secret, audierile în dosar, era dosar de omor la Marta. Da. Am un prieten, v-am spus, nu mă înturaș prost am, care a fost audiat în dosarul ăsta de omor la Marta, în calitate de martor. Și îmi spune, bă, ce m-a audiat DNA-ul. Cum poți să te audieze DNA-ul în dosar de omor? Noi, ani de zile, dosarul care nici în ziua de astăzi nu știu să fie închis, de omor, Norica, a fost instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Ceea ce nu-i deloc în regulă, pentru că competența aparține parchetului. A zis și eu, dar parcă nu m-a băgat nimeni în seamă. Era și un strop de corupție atunci. Și s-a dus să... L-a omorât în urma la corupție, ca să zicem așa. Nu, anchetau drumul banilor. Unde sunt banii? Asta căutau. Păi anchetau drumul, dar stați un pic, nu e cea mai gravă. Așa nu știu. Răzvan e omor. Norica, mai gravă nu e omorul? Nu cred că era dosar. Corupția, șpaga, astea nu sunt... Ce pe scara gravității sub omor? Exact. Dar cât el nu fusese găsit, omorul era așa, ceva vag. A putea să fie disjuns, să fie penalul. Băi, frate, prima la repet, general și... eu cunosc omul care a fost audiat, și nu unul singur, care au fost audiați de DNA în dosarul de omor deschis în urma dispariției lui Codruz Marta. Și audia pentru omorarea lui Marta? Da, da, da. Atunci nu e normal. Putea să-l audieze pentru bănuții care se spune că i-ar fi vehiculata. Apropo de acum, mai țineți un pic, domnul Alexa, în așteptarea lui Condrea, mă rog, ce a mai rămas din el după ce a pățit săracul, cu largul sprijin al detergentului Tolontan, dar o să revenim la povestea asta, pentru că mai am una foarte interesantă, să vedeți cum funcționa sistemul, nu că v-aș spune eu vreo noutate, în vremea odiosului binom Coldea-Chioveși, și mai ales că toată lumea își punea întrebarea, bă, da, americanii ori știi ce fac ăștia aici? Hey, big surprise, știau al dracu de bine. Și vă prezint un interviu realizat de colaboratorul nostru de dată recentă, domnul colonel Turcescu, cu un domn care se cheamă, în ciuda aparenței, Darren White. Dânsul a fost șef la Secret Service în București. Era a fost... Care era la grătar cu Chioveși. Da, a fost șeful la reprezentanța Secret Service în București. Hai să vedem ce îi spunea domnul Darren White, domnului Turcescu, despre ororile care se întâmplau aici și dacă știau americanii de ele sau nu. Sure, I would have serious doubts about the legitimacy of current and ongoing investigations by any of the bodies, DNA or DCOT or any of the others, because Ani or any of these others, because most of their targets, Robert, are political targets, people that they're angry with versus a legitimate criminal investigation. So I would have some reservations about the legitimacy of their investigations. They're usually retaliatory because of politics. Yeah, it's very interesting. And I can't violate any secrecy, but I will say that I'm speaking from personal experience. After working in Romania for 5 years, I know that most of their targets are political targets versus a legitimate criminal investigation. Okay, do you think that Mrs. Kövesi must be reconfirmed in the top of the position in DNA structure?
I have serious doubts about her ability to be neutral, fair, and objective. I have some serious doubts about that. But you probably know Mrs. Kovesi has a good reputation here in Romania. A good and public... a huge wave of popularity. Yeah, from the public standpoint, yes. What? Deci, șeful Secret Service pe România, ca să zic așa, spune în clar, în anul de grație 2018, dacă nu mă înșel, Oana, cred că era datat interviu, că se cunoșteau toate abuzurile, se cunoșteau țintele politice desemnate a fi executate de odiosul binom SRI-DNA și așa mai departe. Deci povestea asta de genul Ceaușescu, el era băiat bun, dar era nenorocită și făcea răutăți și el nu afla, sunt adormit copii. Hai să fim serioși. Ne întoarcem de unde am plecat. N-am spus eu că Sevi Ghiță a spus, că doamna Udrea a spus. Au mai spus și alții și că nu s-a întâmplat nimic. Ba da. Ba, cum nu s-a întâmplat voi nimic? Voi ați spus. Udrea e la pușcărie, spre exemplu. Da. Da. A ajuns la pușcărie cine a spus. Nu obiectul spusului. Da, că până la urmă n-au reușit să-l prindă. Nu? Da. Despre asta este vorba. Da? Despre ce... Da, Norica, te rog frumos. Nu, n-am spus nimic, v-am urmărit, dar era evident că știa. Problema este, au avut și beneficii pentru faptul că au știut? Nu știu, au avut și beneficii sau a fost parte a misiunilor să știe și să tacă? Că și asta e o... FBI-ul a avut birou... Să supravegheze această operațiune specială, că despre asta este vorba. Deci despre ce vorbim? Cum să nu știe când era la grătar cu Chioveși? Au fost lucruri care se dezvolteau. Asta cu tăiatul porcului pare a fi o chestie de mare succes. Păi, o tradiție română. Dragnea cu Holdea, Darren White cu Chioveși, toată lumea taie porcul cu toată lumea. S-a adaptat omul la obiceiurile noastre. Și acolo este omul informații. A venit unele informații. Dom'le, așa sunt. Ăla era un ofițer de informații, da. Chiar dacă lucrează la Secret Service. Păi da, Secret Service el, se ocupă și cu informațiile între altele. Cu certitudine și a informat șefii, păi... au stabilit niște task-uri operative, i-au stabilit niște sarcini operative. Domnul general, GNA-ul a avut birou FBI în sediu, ăla de pe... Închei spunând următorul lucru. Când am ajuns să lucrez la NATO în 1998, într-o capacitate internațională, eu am văzut dosare sau dosarul României la NATO în perioada respectivă conținea niște date de... Ți se umfla capul. Noi aveam tendința să le băgăm sub preș. Suntem în aceeași situație. Deci... ambasadele sau serviciile fac schimb de informații. Vreau să vă spun un lucru. Au sistem de ascultare ultra performant. Toate iau tot la bară. Hai să vă mai spun una mișcă. Așa mi-aș dori și eu, vă zic sincer, să aflu chiar și acum ce căutau băieții de la Black Cube cu adevărat. Deci nu, am înțeles că vreau să o compromită, dar de ce i-au atacat adresa lui tăticului Căveși? Ce căutau ei? Că... În adresa de mail al lui bătrân, dar ăla crezi că știa să dea mail-uri, să primească mail-uri. Nu știu. Procurorul comunist, Lascu, ai pe bune. Profit de audiența inimaginabilă a misiunii. Ca să o rog pe domnul. Îți lansez vreo carte sau faci ceva. Vreau să zic înainte de pauză, să ne lase pe mine, pe Ciutacu, pe Savaliu și pe Iosefina, să mergem să luăm denunțurile care dorm acolo de în ultimii. Da, le dăm noi la televizor, domnul Voineac, dacă vă e greu să le citim. Domnul Voineac, venim noi. Așa. Stați să mă întorc. Domnul, ia, Valerica, ia dă-mă pozele. Hai, mă, să vadă lumea că e cu poze. Uite, domnul Darren White cu, bănuiesc ceva, țuică fiartă, că bănuiesc că nu fie apă. Era frig afară, era zăbă. Era frig, era la tăiera de porc. Mamă, ce mi-ar plăcea să le aici pe alea cu Coldea și cu Dragnea. Dar revenim la ce avem la ora asta. Deci, oamenii noștri aveau sentiment de siguranță, erau asigurați de către... Și stați un pic, omul ăsta, domnul Secară, face, pleacă din România, să termine misiunea și să întoarce statele unde mergi. Oare porcii securii ce gustau? Nu știu, cred că-s mai bun. Stați un pic, să întoarce în SUA. Da. De unde-i dă? Prin Skype sau prin habar n-am ce, un interviu lui Turcescu, da? Corect. Un post și-a făcut afirmațiile alea care... Face afirmațiile pe care le face. Dumnezeu, sunt dracu, 2018 suntem în 2024. Dumnezeu, n-am văzut
o dezmințire, o luare de poziție. Dăm partea ambasadei Statelor Unite, dăm partea Secret Service, dăm partea habar n-am cui să spun, nu știu, omul ăsta e lunatic, a îmbătrânit urât, s-a tâmpit și a început să vorbească gura fără el. În România situația e sub control, se respectă drepturile omului și nu sunt ținte politice executate de binomul Coldea Chioveș. Păi de-aia vorbea, dar n-am auzit vreo să face ceva ce nu se întâmplă în România, adică după ce termini și ești la pensie sau pleci din sistem, nu mai vii și te întorci înapoi în zona în care ai funcționat. Cum un ambasador din Israel, când funcționează într-o țară, n-are voie 4 ani de zile să facă afacere în țara respectivă. E, uite, ăștia au o lege mișto. Mă rog, nu face pe numele lui. Iartă-mă, spun o întrebare, că știi ce? Noi am vorbit despre cetățenii ăștia ai noștri, care ne-au umplut de mândrie. Și respect. Au stat justiția noastră în toți anii ăștia, Norica. Unde a fost pentru că triști? S-a luptat pentru independență. 34% din magistrați cu dosare. Mai mult de jumătate. La Palatul de Justiție cu SRE-ul. Dar mai sunt 30% din ei. Ei s-au ocupat de mărunțișuri, iar justiția aia penală, pentru că a existat și una civilă, eu nu știu dacă și-au băgat nasul și în cauze civile, dar aia a fost ocupată în câmpul tactic, deci ea nu se putea ocupa de justiția, avea treabă cu câmpul tactic. Da, apropo, uite că uite, freamă-te domnul Alexa și-a bătat drum de la Cluj până la București, nu pot să-l las nerezolvat așa. În 2016, după tragedia de la Colectiv, detergentul Cătălin Tolontan a anunțat cu surle și trâmbițe o anchetă care promitea să dezvăluie mafia dezinfectanților din spitale. În urma dezvăluirilor de atunci și a uriașelor enormități care s-au propagat și care au fost luate drept adevăruri absolute, un om s-a sinucis. Este vorba despre Dan Condrea. Iar o firmă românească, Hexifarma pe numele ei, a fost distrusă, permițând intrarea în forță pe piața unei companii franceze. Companie care, înainte de declanșarea scandalului, ar fi dorit preluarea Hexifarma, dar la prețul pe care era ea dispusă să-l ofere. A fost deschis și un dosar penal, însă acesta a fost închis după ani de zile de procese pentru surpriză, prescrierea faptelor. Moartea lui Condrea nu este singura tragedie care a urmat anchetei. Și cel care a fondat la începutul anilor 90 Hexifarma și-a găsit sfârșitul la scurt timp după publicarea seriei de articole. Doar la telefon în acea zi de 3 ori. Atât. Care au fost ultimele cuvinte ale soțului dumneavoastră? Că mă iubește. L-am sunat la ora 8 fără 3 minute să-l întreb când ajunge acasă și mi-a răspuns un domn polițist. Mi-a spus că a avut loc un accident și în momentul ăla am simțit că îmi pleacă pământul de sub picioare. Urgență aveți? Bună ziua, un super accident aici, la Corbeanca, cu Astre Bufte. Corbeanca? Da, a murit, nu mai mișcă. Ce fel de accident? Un pieton? A intrat într-un copac cu mașina și a stat cu pras. Nu mai mișcă, Condrea Dan Alexandru. Da, a suferit un accident? Un 75, 41 de ani. Am înțeles. Condrea Dan Alexandru. Când iubești un bărbat, îi știi toate firele de păr din cap. Nu trebuia să mă apropie foarte mult ca să-mi dau seama că este el. Și credeți-mă că până în ultimul moment am sperat că poate nu. Cu toate că... conștientul meu spunea că e el. Sau Dumnezeu știe ce s-a întâmplat și eu sunt sigură că nu vom afla niciodată. Moartea lui Dan Condrea continuă să fie un mister. Membrii familiei lui Dan Condrea au mari semne de întrebare în ceea ce privește comportamentul acestuia în ultimele zile de viață. Mai ales că multe dintre acțiunile sale exclud ideea că ar fi avut de gând să-și pună capăt zilelor. Își pregătise bagajul? Da, își pregătise bagajul să îl ia în momentul în care va fi arestat, în cazul în care va fi.
Aș vrea să stătea toată ziua și se uita pe lista de obiecte permise în penitenciar. Toată ziua. Exagerez, nu toată ziua, dar l-am surprins de multe ori făcând lucruri. Practic se pregătea de... Da, practic se pregătea de închisoare. Ce dă cu virgulă în tot scandalul Hexi Pharma este faptul că, cel puțin până acum, nu s-a răspuns mulțumitor la următoarea întrebare. Cum de un băiat deștept, precum Dan Condrea, nu și-ar fi pus problema că, diluând atât de mult substanțele, va fi prins până la urmă? Cel mai probabil, cineva din interior, care știa că substanțele nu sunt tocmai conforme, a diluat extrem câteva loturi cu marfă și apoi a sunat la presă. Dan Condrea însuși a rămas uimit în fața analizelor comandate de Gazeta Sporturilor, deși știa că dozajul nu este tocmai conform. Acest stil de lucru, adică mărirea fisurii existente într-un sistem, este specifică serviciilor secrete și ofițerilor economici pe care firmele concurente îi infiltrează pentru a nărui brandurile pe care doresc să le elimine de pe piață. Dan avea mare încredere în produsele lui. Nu-și explica cui este vina și, da, se simțea responsabil de tot și era rușine de tot. Pot să vă spun că Dan Condrea a avut încredere în acest dezinfectant. Eu am încredere în acest dezinfectant. Folosesc acești dezinfectanți în casă. Copiii mei i-am spălat cu dezinfectanți de la Hexi Pharma. Îi dezinfectez cu dezinfectanți de la Hexi Pharma. A fost păcălit poate de angajați? A avut prea multă încredere în ei? A avut foarte mare încredere în angajații lui, într-adevăr. Spuneați de o întâlnire pe care a avut-o cu Cătălin Tolontan. Aș prefera să nu vorbim acest subiect. Referitor la scandal, înainte de izbucnire și înainte de materialele apărute în presă și de sesizarea procurorilor, a venit cineva la soțul dumneavoastră să-i propună să cumpere firma? Eu nu am cunoștințe de așa ceva. Cel puțin mie nu mi-a spus că ar fi venit cineva să cumpere firma. De ce acest scandal? De unde credeți că îi se trage? Eu cred că se trage de la concurență. Asta e părerea mea. Voia cineva să intre pe piață? Sau să se extindă, nu știu. Dar sunt sigură că vom afla. Și chiar aștept ca domnul Tolontan să-și dezvăluie misteriosul... Informator. Semnale că firma lui Dan Condrea era vizată de un concurent mai puternic au fost cunoscute cu mult înaintea izbucnirii scandalului. Este însă de datoria anchetatorilor să găsească probe și conexiuni între aceste evenimente și scandalul Hexi Pharma și moartea lui Condrea. Cred că în momentul în care încep să prinzi putere, devii periculos pentru multe alte interese. Părerea mea, acesta este punctul meu de vedere. Surprinzător este faptul că începusem să... că acest scandal apare exact în momentul în care noi doream să ne lansăm pe piața externă și probabil că asta a deranjat. Conform analizelor din presă, averea lui Dan Condrea ar fi cu mult mai mare decât se poate constata din actele contabile. Din această perspectivă, Condrea nu era nici pe departe dispus să renunțe, chiar presat fiind, la imperiul său financiar. Dar acolo unde sunt bani foarte mulți, apare și trădare. A dat, doamnă, semne în ultima perioadă, era agitat, era neliniștit. Era în stare de șoc. În momentul în care a izbucnit scandalul, a fost pur și simplu șocat de ce se întâmplă. Nu dormea nopțile. Gândiți-vă că 4 săptămâni a dormit 2 ore pe noapte. Pe de altă parte, era foarte afectat după ce se întorcea de la avocați. Nu pot să spun ce făcea acolo pentru că nu mergeam cu el. Ce discutau, cum discutau, dar eu îl vedeam din ce în ce mai afectat. Și la un moment dat... Da, domnul Alexa, deci un om în floarea vârstei, la 41 de ani, da, supus unei campanii demolatoare de presă, o ia de bezmetic cu mașina, se rotește de câteva ori într-un giratoriu și sună familia că pleacă spre casă și după aia se înfige benevol în copac să închide odată lucrarea. Eu țin minte ca și azi cum le trăgea Tolontan, acest luceafăr al presei, pe care Cătălin Miclan, copil de presă. Bă, avea analizele la secundă făcute, avea toate chestiile. Bine, le-a avut și părea cu dinozaurii. Toate, bă, le-a avut. Victoria. Atâcu și acum 3 luni de pe scandalul Coldea a scris despre Messi, Mbappé, foarte, chestii foarte grele, cere albastru, nu știu, pac,
a fost documentul cu Nicușor Dan, pac, a avut punctaje la el, a reacționat dur. Păi vezi ce înseamnă? Sper că astăzi ai văzut că s-a înființat un nou site de investigație finanțat de o asociație dubioasă. Absolut. Se regrupează băieții, da? Păi... Nu v-am spus eu că va fi activ în campania electorală? Nu m-ați crezut. Nu capă niciun dubiu că a fost un sclavete al lui Coldea. Nu, dar stai un pic, că dincolo de rolul lui Tolontan, că aici nu vorbim despre Tolontan. Dacă mă întreb pe mine, Tolontan e un ticălos, dar trecem peste povestea asta. Problema este că niște băieți l-au presat pe ăsta să vândă prăvălia unor francezi la prețul impus de ei. Nu de ăla care vindea care singur, de ce? Singurul oficier că... de informații care e premiat și a fost premiat de către statul francez. Singurul oficier de informații din istoria României. De a fost decorat de statul francez, da, nu premiat. A fost premiat, decorat. Nu știu dacă i-a dat și ceva. Nu, parcă și doamna a zis oficier de informații. Și ofițer, aveți să ne dați vreo știre? Nu, dar știu că și dânsa a fost... Dânsul a întrebat cine e singurul oficier și poate ridică dosar. Dar știu că și dânsa a fost premiat. Condrea primește dosar și o problemă presei, așa. Așa, să închide prăvălia. Firma franceză, la Gardere, scuze, Lăscuți, apare cu interceptări, cu mită la aeroport. La Gardere, Coldea. Pă câte semne de, mai întreba, de întrebare să mai ridicăm? Nu știu, ar mai fi dacă vrei ăla cu corvetele, care tot pe filiera franceză s-a bubuit. Dar, mă rog, nu ne băgăm în veste. Dar una peste alta, doamnelor și domnilor, povestea a fost cu happy end, mai puțin pentru familia și pentru firma lui Condrea. Pentru că francezii au ocupat locul lăsat liber în piață, fără să mai fie nevoie să-l cumpere, că s-au ocupat procuratura și cu culoarele din justiție de el și, repet, cu excepția nenorociților din familia Condrea, toată lumea a fost fericită. Și a angajaților de la Hexi Pharma, pe care înclin să cred că i-au luat francezii la pachet, dacă mă întrebați pe mine. Dă-mi vagile mele cunoștințe. Breaking news. După 20 de ani, domnilor și domnilor, și dincolo de faptul că e titlul unui celebru roman, generalul Coldea reușește să încaiere din nou public pe Băsescu și Năstase. E, din ce motiv? Tocmai din motiv de generalul Coldea. Hai să vedem ce spune Traian Băsescu și după aceea să vedem și replica lui Adrian Năstase. România a fost perfectă în toată perioada, n-a avut hoți, n-a furat nimeni, până și Adrian Năstase are tupeu să iasă public, să spună că i-am spus eu că i-a făcut dosarul Coldea. Nu e adevărat, dosarul lui l-am văzut eu. A fost la mine pentru că trebuia să aprob începerea urmăririi penale. În cazul Zambaccian, marele Adrian Năstase a fost denunțat de Sergiu Sechelariu și mai era o doamnă la inspecția în construcții, pentru că a fost în vizită în China și în loc să vadă de probleme de stat, a umplut un container cu WC-uri, cu chiuvete, cu tot ce îi trebuia pentru casa din Zambaccian și a trimis containerul la Sergiu Sechelariu la firmă. Are tupeul să spună că i-a făcut Coldea dosar. Că i-am spus eu. Nu, eu i-am spus și îi spun și acum. Colegii tăi te-au denunțat, dragă Adrian Năstase. Năstase spune că i-aș fi spus că i-a făcut Coldea dosarul. Nu, dosarul a plecat de la denunțurile domnului Sergiu Sechelariu și a doamnei Gianu. Și pe urmă s-au dezvoltat informațiile la parchet, nu mai știu ce. Eu știu ce am văzut la Cotroceni pentru că a trebuit să aprob începerea urmăririi penale. Niciodată n-am cerut să se facă vreun dosar cuiva. Nici măcar lui Stan Mustață, dar ați beneficiat de el. Iartă-mă un pic, Adrian Năstase, să-i răspunde lui Traian Băsescu printr-un drept la replică extrem de semn de dur și de lung. Colegul meu, Dragoș Bisticianu, a citit reacția lui Adrian Năstase și ne-o detaliază. Dragoș? Bună seara, Victor. Bună seara, stimați spectatori. Am să încerc să sintetizez ce spune Adrian Năstase exact pe afirmațiile pe care le-a făcut Traian Băsescu. Susține Adrian Năstase că la ambasada Republicii Moldova Băsescu i-a zis Adriane să știi dosarele ți le-a făcut Coldea. Iar replica lui Adrian Năstase a fost: Traiane, probabil Coldea a fost instrumentul, însă tu l-ai pornit, tu aveai interesul politic. Pe povestea cu Sechelariu, Adrian Năstase spune că este o vrăjeală de tip Băsescu, că nu Sechelariu i-a făcut dosarele, că deja indicațiile fuseseră date în sistem.
pe povestea cu Zamba, cu dosarul Zambarcian, cu acele WC-uri la care face referire Traian Băsescu, spune Adriană State și citez: sper că vostru președinte, chiar dacă are probleme de sănătate, nu și închipuie că făceam contrabandă cu WC-uri. Poate și aduce aminte însă cine a făcut atunci înșelarea cu dolarii americani, consemnați drept cor de lec și care fuseseră tipăriți ulterior trimiterii mele în judecată. E interesant ce mai spune Adriană State apropo de felul în care i s-a fabricat dosarul. Spune că după ce au fost audiați 970 de martori ai acuzării, a fost condamnat pe probe indirecte, pe un raționament logico-juridic, pentru că, atenție, ce spune Adriană Stase, completul din care făcea parte judecătoarea Sofica Dumitrașcu a primit un plic prin care s-a schimbat verdictul din pedeapsa cu suspendare în pedeapsa cu executare și așa a ajuns Adriană Stase, susține acesta, în spatele gratilor. Ulterior, în dreptul său la replică, vorbește despre reforma din justiție pe care Traian Băsescu n-a făcut-o, despre cum s-au schimbat acele complete de 9 judecători, despre toate lucrurile pe care nu le-a făcut Traian Băsescu în timpul mandatului său și ca să concluzioneze și detaliază practic fiecare acuzație pe care o face președintele Băsescu, spune atât Adriană Stase în concluzia asta: cred că în momentul de față opinia publică așteaptă adevărul despre statul mafiot construit de Traian Băsescu, patronul lui, și tragi la răspunderea celor care au distrus vieți, familii, firme. CSAT pe termen scurt și parlamentul după alegere vor avea un rol uriaș pentru a restabili credibilitatea unor instituții ale statului afectate de aceste scandaluri. Pentru Băsescu soluția e simplă: trebuie trimis la groapa de gunoi a istoriei post-decembrist, se spune Adriană Stase. Mulțumesc mult, Dragoș, îți vreau să intervii. Vreau să spun că, din păcate, aici Traian Băsescu nu a spus adevărul. Nu s-a dus Năstase pe denunțurile lui Ireana Jianu. Auzi, și eu spun ce am... Bune, am o revelație, da, că bă, e Băsescu mincinos. Nu, n-aș fi putut să cred așa ceva. Ireana Jianu a făcut închisoare. Da. Și uite, citez dintr-un articol de la mine. Fosta șefa ISC, Ireana Jianu, a dezvolit în fața completului de 5 în altei curți la audierea din dosarul Zamba Accian, cum i-a propus procurorul Lucian Papici să o scape bazma curată dacă va declara că i-a dat mită lui Adrian Năstase. Jianu nu a acceptat trocul și a fost trimisă în judecată. Asta e declarația lui Jianu dată în fața în alte curți. În alte curți. Papici, Lucian Papici, ne amintim unul din cei mai mari fabricanți de dosare. Iubea sigur în oglindă. Da, care l-a pus Monica Macovei, șef de sec, șeful secției TIL ADN. Și șutit-o la timp la Timișoara, nu mai știe echipa lui Colde. Deci ăsta erau oamenii din sistem. Asta este adevărul, nu s-a făcut... Băsescu acum vorbește ca și cum el nu a fost părintele acestui sistem. Dumne, deja, mai e un lucru interesant. Cum de apare Băsescu acum după scandalul cu Coldea? De teamă. Exact, e frică. Coldea este creația lui. El a făcut general, el a pus șef la... Și împreună au făcut... Dumnezeu, nu putea să abțină să răspunde și voi sunteți răutăcioși. Este frică. Dumnezeu, ce e cel mai interesant este că reacțiile lui Băsescu sunt de o asemenea virulență împotriva lui Coldea, de zici că eu l-am pus pe Coldea în funcție și tot mie îmi raporta cum îi saltă pe judecători din complet direct a doua zi ca pe ăsta în mustață, Dumnezeu să-l odihnească. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine, doamnelor și domnilor, și în această seară. Mulțumesc în egală măsură invitațiilor și Eva Lasco, Flaviana Marcu. Bună seara, Flaviana. Victor, bună seara, bună seara tuturor. Imediat un jurnal special. Furtunile de cod roșu au făcut prăpăd în țară. Vedeți imaginile serii, copaci smulgi din rădăcini și munți de gheață pe străzi, grindină curățată din curți cu lopețile și culturi distruse. Apoi discutăm despre cel mai mare pericol în prag de alegeri. Veți vedea imediat ce se pregătește. Vă arăt și cum își bate joc de oameni baronul Lamborghini. Sunt imagini șoc, asfalt se ia cu mâna după lucrările făcute cu picioarele. Tatăl și fiul împart celula după ce au condus fără permis. Detaliem subiectul imediat în jurnal, când vă dau ultimele informații despre starea lui Mihai Leu după transferul cu elicopterul. Procurori care au descins în primăria lui Clotild, ce au găsit acolo, aflați în jurnal. Veți vedea ce au ajuns oamenii lui Clotild să ceară ca șpagă. Vă arăt și cum ar fi putut fi salvați tinerii luați de viitură. Este anchetă în Italia. Ultimele informații din anchetă le aflați în jurnal. Iar idolul tinerilor este judecat acum după ce a condus drogat. Cu informațiile complete, dar și cu alte știri, ne revedem în câteva minute.